Salutare tuturor, vă spun un bun venit în acest video. După cum știți, în acest program avem și invitați care să vină să împărtășească din experiența lor și din expertiza lor. Și astăzi, în acest video, vorbim cu Paul Voicu de la francize.ro. Salut, Paul! Salut, Laurent! Mersi de invitație! L-am invitat pe Paul pentru că, de departe, Paul împreună cu soția sunt experții numărul 1 în România în francize. Iar dacă mai ții minte, în programul nostru am vorbit despre cât de important este să începi afacerea ta cu finalul în minte, adică cum o să arate afacerea asta când o să fie gata, orice ar însemna cel gata, fie că e o francizare, fie că e exitul tău, fie că e vânzarea totală sau parțială a business-ului, fie ce-o fi. Și pentru că francizarea este forma supremă din punctul meu de vedere prin care poți să demonstrezi că ai un business care funcționează fără tine, că altfel nu poți să te francizezi și pe tine, l-am invitat pe Paul să vorbim un pic despre planul de afaceri, despre importanța planului de afaceri, până să ajungi să ai un business care să fie francizabil. Și atenție, chiar dacă scopul tău nu este să francizezi neapărat, dar eu cred că fiecare business ar trebui să ajungă la nivelul la care să fie francizabil. Adică să funcționeze atât de bine lucrurile, încât în orice moment să poți să preia altcineva tot business-ul la cheie și să se spună ok, iau modelul acesta și îl pun aici și aici trebuie să funcționeze pentru că totul este creat. De fapt, asta este o franciză și de asta cred că Paul o să vină cu expertiza lui, cu experiența lui. Paul, nici nu știu de câți ani faceți chestia asta, dar știu că sunt mulți ani deja, dar știu că de departe sunteți numărul 1 pe zona asta de franciză și ați lucrat cu cele mai multe, cele mai mari francize din România și de asta te-am invitat să vorbim un pic despre planul de afaceri. Dacă vrei să completezi cu ceva despre experiența voastră, ar fi interesant. Da, lucrăm, cred că în formula asta de vreo 6 ani, împreună cu soția mea. Ea este cea care, de fapt, a descoperit lumea asta a francizelor și cred că are vreo 12 ani de experiență și practic toată cariera ei doar în zona asta de francize a activat și am avut și perspectiva angajatului. După aia am făcut saltul către antreprenoriat. Și da, ne place să zicem că promovăm franciza ca un mod, ca pe un mod sănătos de a face business în România și un mod colaborativ în care dacă ne punem resursele împreună, rezultatul ar trebui să fie mai bun decât dacă facem lucrurile pe cont propriu. Și îmi place foarte tare cum ai cadrat că franciza este nivelul cel mai înalt și într-adevăr vine cu o rigoare și de fapt îți pune foarte multe întrebări în business și ce constatăm este că businessurile din România nu sunt cumva făcute să fie multiplicate. Adică la un moment dat depinde de Gigel care a făcut toate deschiderile. Deci dacă dispare Gigel nu mai știm nimic de cum se va face, adică va fi așa o ceață totală. Și inclusiv la noi în business încercăm să facem treaba asta și ne dăm seama că avem niște blocaje acolo în mintea noastră pe care trebuie să le eliminăm, de fapt, că totul ține doar de minte. Da, cred că asta este cea mai mare provocare a antreprenorilor, să accepte că nu ei sunt miezul business-ului și că pot să se lipsească business-ul de ei, să nu mai fie, eu te-am făcut, eu te omor. Da. Bun. Paul, hai să intrăm direct în subiect și să vorbim cu cei care ne urmăresc despre planul de afaceri. Planul de afaceri joacă un rol foarte important în francizare și în general în business. Și aș vrea să îți pun prima dată o întrebare care să ne introduc un pic în subiect. De ce am eu nevoie de un plan de afaceri? Imaginează-ți că acum vreau să încep business sau să poate am de vreo 3-4 ani deja business, n-am făcut în viața mea un plan de afaceri. De ce ar trebui să am un plan de afaceri? De ce e important acest lucru? Păi, pentru mine e important pentru că începi să te gândești la diverse ipoteze de lucru. De fapt, pentru mine cam asta este planul de afaceri, este o construcție în care începi să înveți despre business-ul tău, dar nu la un nivel superficial, ci la un nivel mai profund, în care începi să-ți pui întrebări și să fundamentezi niște ipoteze, care ulterior se pot confirma sau nu, dar măcar a eliminat foarte multe altele. Deci cred că este nevoie de planul de afaceri. Noi cumva intervenim în business-uri care deja și-au dovedit succesul și atunci încercăm să vedem care e matricea, deci analizând în spate. Iar ce constatăm că multe din business-uri au fost plecate în România din instinct antreprenorial, adică nu neapărat că au fost mare plan în spate. Dar pe de altă parte, acum avem suficient de multă experiență antreprenorială încât noile business-uri vin cu planuri în spate, cu bugetari, sunt mult mai structurate și cred că e o evoluție normală și firească. Deci cred că avem nevoie de planuri de afaceri, iar noi interacționăm cu foarte mulți antreprenori, constatăm că avem așa cumva o reticență la
a face planuri, că oricum nu se respectă planul. Dar nu asta e, de fapt, obiectivul. Obiectivul este, iară, să vedem, de fapt, ce putem să aflăm din procesul ăsta de planificare, ce structură de oameni o să avem, cum va evolua. Uite, de exemplu, asta pot să-ți dau un exemplu. Dacă am o viziune statică, astăzi plătesc un om cu 1000 de euro, dar de fapt tendința pe piața muncii este să crească salariile cu 15-20%, peste 3 ani de zile situația va fi cu totul alta. Trebuie să văd în această dinamică ce mi se va întâmpla. Și acum vedem multe business-uri care nu au fost pregătite de treaba asta și li se îngustează marja de profit, că au diverse presiuni, mai ales pe resursa umană. Și atunci soluția e ok, ce facem, mărim prețurile, dar fără să ai în spate o gândire, o abordare, doar pur și simplu. Băi, ce zic, nu avem ce face, ce dăm? Transmitem mai departe la consumator. Deci, practic, planul de afaceri te ajută și în acest sens să începi să te gândești în viitor ce lucruri ar trebui să anticipezi în așa fel încât business-ul meu să meargă în continuare pe drumul pe care îl doresc. Asta e, de fapt, scopul planului. Da. Inclusiv un alt deziderat care mi se pare important este să înțelegi dacă mai ai motor de creștere. Și asta facem și noi, inclusiv intern. Adică, ok, ce ți-a adus creșterea până acum? Pe fiecare produs, serviciu, unde ești pe un ciclu de creștere? Dacă ajungi la maturitate, înseamnă că îți va fi mai greu să generezi acea creștere. De unde îți va veni creșterea? Și vedem business-uri care cumva nu își gestionează creșterea, adică în mod proactiv. Dacă se întâmplă, bine, dacă nu, asta e, mergem mai departe. Ați văzut în experiența voastră de când lucrați în domeniul business-uri care au ajuns la nivelul să-și dorească să francizeze și să nu aibă încă un plan de afaceri? Nu, cam toată lumea are. Deci, exercițiul ăsta de bugetare și planificare, dar acum sunt diferențe destul de mari de cât de coerent e exercițiul. Adică vedem de la business-uri care își mută cheltuieli de pe un business unit pe altul ca să arate profitabilitate și atunci, uite, apropo de planificare, știi, și care e mindset-ul? Și pot să dau exemplu ăsta că ne-am lovit de el. Am intrat într-o analiză pe un business foarte interesant și cu o cultură corporatistă foarte puternică. Și fix treaba asta făceau. Aveam un business unit pe care vreau să-l francizeze. El nu era de fapt profitabil, dar de la top level mutau costurile din business unit ăsta pe compania mamă și atunci raportau profitabilitate. Și toți angajații credeau că business unit e profitabil și că merge bine. Și au avut un fel de șoc că de fapt ei știau ownerii că nu e profitabil, dar angajații se raportau că fac bine, că sunt în target, că ce-i atâta. Mă rog, nu s-a putut franciza pentru că în franciză prima condiție este să am un business care și-a dovedit succesul. Succesul înseamnă că să fie profitabil. Da, și asta vedem. Deci te ajută și cumva în exercițiul ăsta de sinceritate, apropo de business-uri antreprenoriale, în exercițiul de sinceritate cu tine, să vezi pe bune de fapt câți bani faci. Asta e o discuție și există tot timpul o ruptură între ce crede antreprenorul și ce arată cifrele. Și tot timpul antreprenorul crede mai bine, asta e garantat și are niște explicații în spate de niște categorii de costuri care de fapt nu sunt acolo sau justifică niște decizii proaste, dar pe business. Și cumva în franciza asta încercăm să facem, să scoatem toate prostiile de acolo și să vedem, ok, operațional, asta este diagnoza pentru tine și ăsta ar trebui să fie planul la care te raportezi. Și e un șoc. Deci asta e diferența între și cum planifici. Deci am un plan, dar ar trebui să fie cumva mai riguros făcut. Știi? Ziceai, Paul, că ați văzut o evoluție în ceea ce privește planurile de afaceri, în sensul că au fost business-uri care n-aveau și au pornit fără un plan de afaceri în România, așa cum apar că din ce în ce mai multe business-uri încep totuși cu un plan și o bugetare. Eu, dacă sunt în acest moment la început de business și mă gândesc la a face un plan de afaceri, ar trebui să-l fac de la început înainte să deschid, ar trebui să fac în primele luni, ar trebui să fac în primii 3 ani, ar trebui să fac doar când vreau să francizez, când e momentul să fac planul de afaceri? Eu cred că e bine să-l faci în fiecare, deci pentru fiecare moment al business-ului și în fiecare etapă de evoluție are sensul lui. Și de la început e foarte valoros. Avem acum o prietenă care și-a deschis un business și pentru că nu a făcut exercițiul ăsta de planificare, bugetul a fost de două ori mai mare investițional.
Și acum are dificultăți că nu este clar, de fapt, cum se va poziționa business-ul, care vor fi liniile, care va fi ordinea de prioritate în care își va aloca resursele în business. Și asta e important, că e un exercițiu de clarificare mai degrabă. Deci nu e că există confuzia asta. Dacă fac planul, nu se respectă. Ok, faci planul ca să vezi cam ce buget ai avea nevoie, cam care ar fi prioritățile, pentru că la început, dacă ești la început, hai să luăm exercițiul, dacă ești la început, e clar că vei avea nevoie de ajustări și să pivotezi și să te adaptezi și ai niște ipoteze, cum le numim noi, de laborator, pe care după aia le testezi în piață și piața e cea care te validează. Dar și așa, îți trebuie ordine de... Și a fost interesant că făceam exercițiul ăsta cu prietena asta care nu este și clientă și am ok, și tu ce ai vrea să faci? Și a zicea, păi aș vrea să fac și să vând în locație, aș vrea să fac și livrare, aș vrea să fac și evenimente. Este ok, dar hai să le luăm pe rând. Dacă vrei să faci evenimente, înseamnă că îți trebuie în spate o forță care să acționeze rapid și pe termen scurt și să lucreze eventual weekendurile. Și vânzarea ți se schimbă, că ai alt proces de vânzare, un business to business față de un business to consumer. Și toate lucrurile astea după aia impactează și ai nevoie de o mașină de frig, pe care dacă vinzi doar în locație, nu ai nevoie. Vrei să ții mașină de frig? A, nu, că ai dreptate. Bine. Ok, și am mai eliminat niște opțiuni. Deci cam acum, în faza asta, despre asta e vorba. Ulterior este despre, cred că despre a gestiona creșterea și resursele într-un mod eficient și a-ți măsura. Sunt adeptul zicalei că nu poți să îmbunătățești ceea ce nu poți să măsori. Și atunci încercăm să vedem cât mai bine ce ni se întâmplă și cum putem să parametrizăm. Chiar dacă, cum spuneam, uneori avem o fobie de parametrizare. Mi se pare că ne pune cineva niște căsuțe, dar nu e. E vorba de performanță. Da, și apropo de asta de parametrizare, dar acum o dăm în KPI, dar pot să zic și pe asta. Mi s-a întâmplat chiar la noi în business. Am avut în urmă cu vreo 2 ani de zile că avem pipeline-ul de vânzare și avem niște rate de conversie pe care le urmărim. Și la un moment dat totul mergea ok, dar o rată de conversie căzuse la jumătate. Și asta înseamnă că la capătul pipeline-ului era tristă treaba. Și am început să analizăm de ce. Și aveam o perioadă aglomerată și în loc să chemăm oamenii la întâlniri, că obiectivul era să vină ei la întâlniri, nu să-i judecăm noi, începem să-i judecăm, să considerăm, să-i descalificăm, că la noi un proces de calificare, pe baza aplicațiilor lor. Dar nu asta era obiectivul. Am început să judecăm oamenii, n-am mai făcut business. De fapt, obiectivul era să-i chemăm la întâlniri. Și asta era o preconcepție care ne-a intrat nouă în cap și de care a trebuit să ieșim din mindset-ul ăla că na, murea business-ul. Dar trebuia să știu din anii anteriori cumva, ok, cam unde trebuie să măsor, să-mi planific și să văd cum pot să optimizez pe fiecare chestie. Altfel nici nu știați ce nu merge. Ceva nu mergea, dar nu știați unde. Da, asta e problema. Și după aia câștigă cumva ideea cea mai, nu știu, care... Dar nu are nicio legătură cu realitatea, nici asta vedem. Că lumea, ne dăm cu părerea așa, cam ce ar putea să fie, dar după aia când te duci, vezi chirurgical ce ți s-a întâmplat și după aia ne-am redresat și a fost ok. Și anul ăsta am fost constanți pe tot anul și n-am mai avut nicio problemă. Da. Planul de afaceri, cât de complex ar trebui să fie la început, după ce mai încolo și înainte de francizare? E la fel, din câte am văzut, practic tu ai spus că așa la început e vorba despre să te ajute să ai niște previziuni, niște direcții, să te gândești la lucruri care poate nu te-ai fi gândit altfel, mai încolo este vorba despre măsurare și îmbunătățire. Deci să înțeleg, complexitatea planului de afaceri se schimbă în evoluția firmei, da? Da, probabil că la început... sau focusul se schimbă cumva. Adică la început cred că e mai degrabă de a dibui modelul de business și a înțelege de fapt pentru ce te va plăti consumatorul. Ulterior este, cum ziceam, mai degrabă de a aloca resurse și a vedea de unde îți vine creșterea și a-ți seta o ordine de priorități. În franciză, partea interesantă e că multiplicând cam același lucru, complexitatea nu rămâne cam aceeași, adică la plan, că vorbesc de a multiplica un McDonald's, un Five to Go,
un tucan, whatever, un logiscul. Și atunci, ducându-mă la nivel de business unit, de unitate francizabilă, ea nu este foarte complexă în sine. După aia, când începi să consolidezi toată compania, începe să devină mai complex. Deci, pe măsură ce business-ul crește, ce pot să zic că se întâmplă este că la nivel de owner se centralizează niște categorii de costuri și el are un overview mai mare, dar nu are granularitate. Uneori se pierde această granularitate, se pierde pentru totdeauna și e foarte greu când vrei să intri în detalii să vezi. Hai să mai dau niște exemple concrete, mai ales în business-urile de producție care și vând. Deci am o unitate de producție care face cuie și vând cuie la partenerii mei francizați. Dar am și locațiile mele care vând cuie. Și de este că trebuie stabilit un preț de transfer între unitatea proprie și rețeaua de parteneri. Între producătorul. Da. Mm-hmm. Dar e sub aceeași umbrelă, sub aceeași firmă. Și pentru că e sub aceeași firmă, în scenariul în care avem și retail-ul și producția în același loc, nu contează. În momentul când trebuie să-ți vând ție, Laurent, la Cluj 10 cuie, începe o dezbatere cât costă cuiul. Și e foarte grea această dezbatere, că sunt ok. Băi, am inclus și costurile de chirie, am inclus și pe Gigel, am inclus și head office-ul, am inclus și transportul, că vin cuiele din Germania. Mă rog, și uneori mai dă cu virgulă și apare acolo un preț 10 lei, dar de fapt ne dăm seama peste un an că prețul era greșit și antreprenorul a pierdut timp de un an 20%, a vândut în pierdere. Ceea ce și de obicei prețul e mai mic decât ar trebui să fie în astfel de scenarii, nu? Culmea, da. Da. Și asta e. Deci la asta ajută să ai, deci pe măsură ce crește business-ul, asta ar fi o recomandare, să-ți păstrezi granularitatea, ca să poți să vezi detaliat la, ok, tu ai overview și te uiți la categoriile mari de costuri, dar după aia să poți să intri și foarte adânc în analiză. Da. Super. Spune-mi, te rog, în toată această planificare, fie că vorbim de business plan de la început sau mai încolo, ce este cel mai important aspect în planificare? Și după aceea să încercăm să răspundem și la întrebarea ce este cel mai important în execuție. Adică dacă ar fi să scoți două elemente, uite, în planificare asta e cel mai important, în execuție este cel mai important, care ar fi acelea din experiența voastră? În planificare cred că trebuie să fii cu mintea deschisă sau să nu ai preconcepții sau să încerci să-ți păstrezi opțiunile deschise, că ești la un moment în care îți aduni informații și să aduni cât mai multe informații. Iar să ieși din birou, adică e un exercițiu și teoretic de back office, dar și să vezi în câmpul tău de luptă ce se întâmplă, să interacționezi cu consumatorii, să-ți faci un minimum viable product pe care să începi să-l testezi. Deci este... Asta cred că e cel mai important, să ai mintea deschisă și pe de altă parte să ai rigoarea și cumva imaginație. Deci un exercițiu foarte profund de imaginație, că creezi ceva din nimic. Ce am observat este că de multe ori când deschidem o afacere, încercăm să proiectăm de multe ori cum suntem noi, pe așa o să fie clientul nostru și începem să luăm niște decizii în business bazat pe cum aș reacționa eu în business-ul meu. Când de fapt noi poate ne adresăm la un segment de client care este cu totul diferit. Și aici cred că chestia asta cu preconcepțiile noastre să fie lăsate deoparte și să fim cu mintea deschisă că ok, hai să... De fapt, cred că de asta nu strângem informație. Pentru că avem noi deja în capul nostru preconcepțiile că așa o să fie și așa o să meargă. Și de obicei nu-i, pentru că clientul nostru nu-i ca noi, neapărat. Chiar pot să dau un exemplu în direcția asta, că am avut mai multe francize din zona de fashion unde trebuia să mergi să faci ordering-ul, deci comanda de haine pentru sezonul următor. În general e toamnă, iarnă și primăvară, se dau cu 6-9 luni înainte. Te duceai la Milano și începea doamna, ha, asta îmi place, mamă, ce aș purta o pasta. E ok, dar trebuie să comanzi de 100.000 de euro. Crezi că o să găsești clienți de 100.000 de euro pentru ce îți place fix ție? Sau obiectivul este să te proiectezi în și să faci exercițiul ăsta de empatie, ok, cam cum ar fi clientul meu și ce și-ar dori el?
Da, asta e un lucru destul de comun, care se întâmplă la început de drum. Dar după aia îți dai seama destul de repede, sau șocul e foarte rapid, că nu e așa. Te învață piața repede să-ți dai seama că nu-i ca tine, da. În execuție, care ar fi cel mai important lucru? În execuția planului de afaceri. În execuție, vedem, ține de rigoare, în primul rând pe buget. Deci dacă am 100 de lei buget și am zis, ok, asta ar fi buget și el e fundamentat. Asta, de fapt, e un fel de cervicios. Dacă nu e fundamentat, ne bălărim prin el. Dar dacă este fundamentat, hai să ne ținem de el. Și dacă, că mai este tentația, nu știu, am un espresor de 2000 de euro și unul de 10.000 de euro. Dar în business nu va crește productivitatea. La un moment dat este doar moft. Și trebuie văzut care e nivelul ăla de moft și să nu, chiar dacă am bani în buzunar, adică vreau să-mi optimizez business-ul, nu sară că am bani. Deci ține de rigoarea de execuție și după aia să vezi abaterile față de business plan de unde îți provin. Și în franciză, pentru că am un benchmark, adică mă uit că alte locații fac ceea ce am prognozat acolo, e cu atât mai important. Adică dacă altul face, mie ce-mi lipsește? Și iar, în general, tendința este să dau vina pe alții, că nu se întâmplă asta. Consumatorul de la Cluj e mai altfel, nu? Că voi la București înțelegeți mai bine. Dar ce am constatat este că consumatorii, cel puțin în orașele mari, nu există nicio diferență. Deci ce consumă la București, se consumă și la Iași, se consumă și la Cluj. Ok, cu niște mici variații, dar există o unitate mult mai mare decât ne imaginăm noi. Mm-hmm. Și de fapt ține de modul în care operăm business-ul mai degrabă. Și de ceea ce facem noi, nu de ce fac ei. Mm-hmm. Ei sunt la fel. Asta am observat și eu cu firmele, cu francizele cu care am intrat în contact, fie din postura de trainer sau de consultant sau ce-o fi, că mi se părea absolut fenomenal cum se poate să se plângă un proprietar de franciză într-o locație, că nu-i merge locația respectivă, când îs zeci de alte exemple de locații prin țară care merg. Și zic, băi, dar nu se poate, adică n-are logică. Și ce am observat în majoritatea cazurilor este că pur și simplu nu fac ce zice acolo în manualul respectiv de franciză. Și da, unde-i scrie negru pe alb, asta dacă faci funcționează și rezultatul o să fie asta. Asta dacă faci, rezultatul o să fie asta. Și oamenii pur și simplu inventează și încearcă să reinventeze business-ul uitând că de fapt era o franciză. Adică au luat ceva care deja funcționează și mi se pare fenomenal că de multe ori facem același lucru și în business. Avem niște lucruri care sunt funcționale, care merg, și noi încercăm să le bibilim, să reinventăm roata în loc să păstrăm cele care merg și să inovăm în cealaltă locuri. Deci această rigorozitate în execuție mi s-a părut o cai atins foarte fain ce trebuia. Da, și în franciză, într-adevăr, tu ai rețeta în spate, adică business planul, să zic că se fundamentează partea de cifre, dar după aia în spate ai tot ce înseamnă proceduri și know-how și cum trebuie să faci lucrurile. Și exact treaba asta, adică focusul ar trebui să fie mai degrabă să faci acolo ce scrie în plan. Chiar la un moment dat am întrebat pe unul dintre francizați ce recomandă sau care e secretul succesului. Și a zis, păi, numărul unu este să citești manualul, numărul doi este să faci ce scrie în manual, numărul trei este să faci ce scrie în manual. Și de-aia era, dacă, și de fiecare dată când ne uităm că sunt probleme, de fapt, cineva nu respectă rețeta. Deci n-am văzut business-ul în care să respecti rețeta, să fii disciplinat. De fapt, cred că ține foarte mult de disciplină. Dacă nu ești disciplinat, începi să ți se strice lucrurile pe parcurs. Mm-hmm. Și e interesant că noi, antreprenorii, de obicei nu prea suntem disciplinați. Și de asta eu cred că oamenii care aleg să intre în zona de antreprenat printr-o franciză au o structură, și cei care au succes până la urmă, au o structură un pic diferită, într-adevăr, mult mai disciplinați decât antreprenorii noi ăștia care vrem să inventăm și să încercăm și să dăm cu capul și acolo, când acolo totul este gata într-o rețetă și tu prin disciplină. Da, interesant asta. Ok, deci am neliniștea asta să fac lucruri, să schimb. Asta o am și eu. Și la un moment dat
amețesc oamenii, da? Și atunci, de fapt, rezultatul nu mai este cel pe care îl scontezi și vrei să știi că ai făcut niște etape, le-ai împachetat și după aia ele sunt predictibile și le dai altuia. Da. Cred că ține de, și de maturizare. Deci cred că avem șanse bune ca și perspectivă de ce înseamnă antreprenoriat în România. Adică eu sunt destul de optimist, indiferent de ce se va întâmpla. Și cred că ne-am profesionalizat destul de mult. Știi? Și chiar fusesem de curând într-o vacanță, că mă uitam la care e nivelul de antreprenoriat și de ce să investești în educație. Mă gândeam la treaba asta și eram în Thailanda, unde paradoxal nu știau oameni engleză. Deci nu știu, era nivelul de engleză foarte jos. Abia te înțelegeai cu ei. Ei ziceau da, dar nu înțelegeam nimic. Și erau în turism, deci lucram în turism și mă gândeam, ok, deci primul pas ar fi să învățăm pe ăștia engleză, știi? Și mă gândeam și la noi, ok, cum ne-ar privi alții pe noi din punct de vedere antreprenorial, și apropo de asta, că plecăm fără un plan, fără finanțare, fără... probabil că se uită la fel cum mă uitam eu la tailandezi. Băi, voi nu știți engleză, dar lucrați în turism, adică, na. Exact. Și noi, și voi alții uită la noi și zice, bă, voi faceți afaceri și nu aveți un plan? What? Da. Ca și cum n-ați știut limba și lucrați în turism. Da, exact, așa e. Da. Dar pe de altă parte vedem și afaceri care sunt foarte performante și care au tot ce le trebuie. Adică și au viziune, au structura făcută, oameni puși în poziții cheie, departamentele dezvoltate, misiune puternică în spate care să îi coaguleze. Da. Deci cred că asta, eu mă uit puțin și la fenomenul ăsta antreprenorial în România și mi se pare că avem așa complexul ăsta de inferioritate. Cred că se mai spunea că l-am mai văzut și la portughezi, că și ei sunt, au fost în imperiu odată și acum tot visează la trecut, știi? Și noi suntem cu frații bulgari aici, la marginea Europei și ne lipsește puțin tupeul de a zice, ok, dar dacă tot am făcut-o în România și tot ne-am bătut capul ultimii 10 ani, hai să mergem și la unguri, hai să mergem și la polonezi, hai să... Na, că... Și vedem business-uri și cred că vor apărea în viitor mai multe business-uri care vor ieși și afară mai cu tupeu, că au aici fundamentul și baza și planning-ul și tot. Exact, exact. Super. Ultimele două întrebări. Penultima întrebare ar fi cam care sunt elementele principale ale planului de afaceri? Adică dacă ar fi să ne uităm așa un pic un overview, ar fi, uite, ăsta e important, elementul ăsta e important, care ar fi elementele principale și după aceea o să le dăm eventual oamenilor sub video să poți să descarci un model de plan de afaceri pe care să poți să-l adapteze pentru business-ul lor. Ok, păi pot să zic cum facem noi la franciză. În primul rând este o fundamentare a investiției, deci trebuie să înțeleg foarte detaliat echipamente, amenajare, inclusiv niște categorii de costuri care, să zic că nu sunt neapărat intră în investiție, precum trainingul inițial, setup-ul firmei, capitalul circulant de lucru pentru primele 6 luni operaționale. Am văzut business-uri care au murit pentru că erau în proiecția de business, dar nu au fost suficient de finanțate, capitalizate. Și asta e o mare problemă. Deci, în primul rând, trebuie să-ți fundamentezi investiția. În al doilea rând, este o cercetare de piață pe care o facem să înțelegem care sunt competitorii, care sunt poziționările, cât de evoluată este piața. Dacă nu știu ce oraș și lumea va mânca, de exemplu, carne de vită sau sushi, poate nu. Este foarte important să înțelegem pricing-ul, iar mai ales că suntem în România și există destul de multe disparități între zone. Adică Moldova, de exemplu, e mai săracă, au o putere de cumpărare mai mică și o sensibilitate mai mare. Dacă vin cu un produs premium, s-ar putea să am niște probleme acolo. Deci trebuie să înțeleg pricing-ul foarte bine și facem studiul ăsta. Ne ducem să vedem la ce înseamnă competiție. Dacă ai competiție și, în general, nu știu, cam toate business-urile au o competiție directă sau indirectă. Să vedem cam ce fac ei și facem, chiar recomandăm exercițiul ăsta de mystery shopping, să te pui în postura, să vezi, ok, care este experiența ta cu brandul respectiv. Și după aia să vezi, de fapt, ce poți să oferi tu. După aia este un buget de venituri și cheltuieli, în care zona de cheltuieli mi se pare că e mai ușor predictibilă, dar e important să știi, și iară, să nu-ți fur căciula. Uneori, antreprenori, de exemplu, nu apare ca și linie de cost. Pentru că e business-ul lui și whatever. Dar, de fapt, ai două perspective. Dacă ești owner de business, ar trebui să primești dividende.
dacă ești muncitor în propria afacere, ar trebui să primești salariu. Și el ar trebui, ok, ai un cost de oportunitate. Deci asta e pe zona de cheltuieli și ar trebui incluse. Sau, nu știu, stau în vila care este a mea, deci nu plătesc chirie. Fals, ok, ai un cost de oportunitate, dacă ai închiria-o și asta... Da, ai avea un alt venit. Și după aia este zona de a prezice veniturile, care în general, dacă există business-uri similare cu ce faci tu, poți să îți faci un fel de benchmark, adică ar vrea să ajung ca, nu știu, Cremeria Emilia sau whatever, sau la o școală de coding, să văd, ok, câți copii are, deci cam câți aș putea să aduc și eu la mine. Cu cât am mai multe informații și verificabile, cu atât e mai bine. Din păcate, în România nu suntem foarte transparenți, adică în state, na, e mult mai fundamentată toată treaba asta și au informații publice pe domenii, e mult mai ușor să-ți fundamentezi. La noi, de asta e o adunare de informații care nu sunt foarte structurate din diverse surse. Și după aia este recomandat să-ți faci și un scenariu lunar, și asta și facem. Deci un scenariu lunar în care să vezi sezonalitatea business-ului. De exemplu, nu știu, dacă ai o școală de coding pentru copii, s-ar putea ca vara să constați că copiii sunt în vacanță și atunci ce faci? Atunci ar trebui să vii cu un produs care să compenseze această sezonalitate, care se cheamă Summer Camp, în cazul lor, și care e ok. La înghețată s-ar putea să ai surpriza ca iarna lumea să nu mănânce înghețată și să scadă vânzările cu 80% și să ai un șoc. Să nu-l percepi. Dacă faci doar o medie și să zici în medie vom vinde 20.000 de euro pe lună, sună bine. Dacă zici în decembrie vom vinde 2.000 de euro pe lună, o să ai un Crăciun trist. Exact. Da, și după aia și o prognoză pe 5 ani. Și cumva switch-ul ăsta te forțează să vezi ce tendințe sunt în piață. În ultimii 2 ani a fost o tendință foarte puternică, o presiune foarte puternică pe resursa umană. Și știm că a crescut cu 15-20%, chiar și mai... Na. Depinde de cât de disperat ești. Dar să zic că între 10 și 20% a fost o creștere pe care am văzut-o la toată lumea. Și asta trebuie prognozată și să vezi, ok, care va fi impactul, la ce moment îmi dezechilibrează business-ul, ce fac, cresc productivitatea pe om și care sunt inițiativele să o cresc sau mă duc în preț la consumator. Aia cea mai simplă chestie, poate să fac oricine. Da, da. Și din toată treaba asta, și după aia mai avem o parte în care încercăm să avem și niște indicatori de recuperare a investiției sau de rentabilitate. Deci cumva să vedem din mai multe perspective. Adică uneori suntem îndrăgostiți de business, e foarte interesant, lucrăm în el de 10 ani, știm că nu este profitabil, dar ne-e foarte greu să ieșim din el. Dar dacă îți arăcă versus alt business care are un randament mult mai bun și dacă ai investit aceiași 100.000 de euro, uite unde ai ajunge, poate să te ajute să te deblochezi. Ultima întrebare, Paul. Ce anume... Sau care e acel element sau care e acel lucru care definește că, ok, o firmă e gata de francizare? Adică dacă eu am o firmă, de unde știu că e gata de francizare? Sau nu e niciodată gata? Ar trebui să vorbesc cu voi. Întrebarea e grea. De fapt, există niște elemente. Trebuie să fie un model de business care a fost testat și și-a dovedit succesul. Asta înseamnă că face, că este profitabil. Suficient de profitabil cât să împart cu altcineva. Asta este o condiție. Să zic, legal. Dar mai presus de atât, cred că ține mai degrabă de mindset-ul antreprenorului, de a înțelege care sunt provocările și a deschide cutia de secrete pentru toată lumea. Asta e cumva switch-ul cel mare. Cum ziceam, că nu suntem business-urile din România, sunt foarte greu replicabile, că nu sunt gândite by design. De la început nu sunt făcute să fie multiplicabile și e greu. Ți se pare că dai, mă rog, trăim cu toții cu temerea asta, că cineva o să ne fure business-ul. Sincer, n-am văzut nicio copie care să fie mai de succes decât originalul, actually. Adică doar să fii copie nu e suficient de bun și dacă ești mai bun decât mine, foarte bine, oricum mai faci. Știi? Că și la un moment dat vei inova și vei face alte lucruri decât mine, că nu poți să fii doar copie și atât. Da, cam asta.
Da, deci mindset-ul ăsta de... Eu ce-am mai observat este că de multe ori în România nu ne este greu să ne gândim la franciză pentru că ne este și frică să deschidem ușile către exterior și să vadă oamenii ce este în firma noastră, pentru că sunt, poate găsesc schelete prin firmă și nu putem franciza schelete. Da. Uite, de exemplu, ziceai mai devreme, Paul, despre recompensarea antreprenorului. Spre tristețea mea, din experiența pe care am avut-o în 10 ani de zile, majoritatea antreprenorilor nu iau salariul respectiv declarat în totalitate sau cel real pe care ar trebui să-l ia. Să nu mai zic că mulți nu iau dividende și iau din firmă doar cât pot și cât permite firma în momentul respectiv. Asta nu e francizabil așa. Da, există și astfel de business-uri, dar în general nu sunt multe schelete. Asta adică mai degrabă de mindset. Adică eu am un blocaj, nu e că chiar am un schelet. Scheletul e în capul meu mai degrabă și o imaginație. Adică trebuie doar cumva pus într-un alt cadru să fim mai ok. Și nu mai e schelet, exact. Nu știu cine povestea că noi așa am crescut, că să nu vorbim despre bani sau să vorbim pe furiș cu alții, să nu ne audă ce facem, nu putem să, deci nu avem o cultură a deschiderii. Și asta te forțează foarte tare și te provoacă franciza. Noi asta zicem că în franciză îți ies imperfecțiunile din business. Adică când ești responsabil față de un terț, ăla te va provoca față de ce ai promis. Dar cred că ne schimbăm încet încet și ne dăm seama, ne place treaba asta. Deci nu văd antreprenori care să zică că nu-i place, e ca un drog. Și trebuie văzut cum îl gestionăm, în cantități. Ok, să nu fie dependență. Și vrem să fim mai buni. Deci e o dorință naturală să fim mai buni. Sunt din ce în ce mai multe inițiative antreprenoriale și educative și vedem că alții fac lucrurile mai bine. Suntem conectați la Uniunea Europeană și avem best practice-uri și avem de unde învăța. Deci din punctul ăsta de vedere, Doamne ajută, știi? Ține doar de noi să visăm mai mare și să fim mai riguroși. Super, eu cred că este o încheiere foarte bună acestui interviu. Mulțumesc, Paul, pentru experiențele și expertiza împărtășită. Pentru cei care ați urmărit acest video, aș vrea doar să închei spunându-vă că planul de afaceri are un rol important, chiar dacă nu îl execuți așa cum ți l-ai făcut de la început, dar cum spunea Paul, te obligă să te gândești la lucruri la care nu te-ai fi gândit, te obligă să te gândești mai în profunzime la anumite lucruri la care poate te-ai gândit și cu cât devine business-ul tău mai complex, cu atâta trebuie să crească și complexitatea acestui plan care după aceea să-ți ofere ție, antreprenorului, mai multă siguranță că îți conduci afacerea și înțelegi nu doar câteva imagini de ansamblu, ci înțelegi în profunzime lucrurile care se întâmplă în afacerea ta, până la nivelul în care să fie francizabil. Și cum spuneam și la început, asta nu înseamnă că tu vrei neapărat să francizezi, deși s-ar putea să vrei și e extraordinar, e un model de dezvoltare foarte bun. Dar s-ar putea să nu vrei și în continuare visul tău ar trebui să fie firma ta să fie francizabilă, pentru că asta este o dovadă că e transparentă, că este funcțională, că este profitabilă, cum a spus și Paul, și că ai mindset-ul potrivit tu al antreprenorului încât să poți să faci un pas în spate și să lași business-ul respectiv să meargă mai departe pentru că l-ai construit într-un mod solid și profitabil. Paul, mulțumesc încă o dată. Și vă doresc mult succes în ceea ce faceți cu francize.ro, să ajutați cât mai mulți antreprenori români să se dezvolte franciza în România și în străinătate și să avem exemple de succes de firme care au plecat de aici din România și care au cucerit lumea prin franciză. Ok, toate bune. Mersi mult. Ciao, ciao.